După câteva zile în care tensiunile au atins cote maxime în casa iubirii, pare să se reinstaleze o atmosferă mai calmă și mai romantică. În ediția de joi, băieții le provoacă pe fete la un moment de roast inedit, făcând aluzie la diverse defecte sau calități ale acestora. Bianca și Andrei se regăsesc în camera roșie, acolo unde vor încerca să-și rezolve micile neînțelegeri apărute între ei în ultimele zile. Și tot în ediția de joi, Bianca și Andrei ajung în camera roșie, acolo unde vor încerca să se reapropie și să-și rezolve micile neînțelegeri apărute între ei în ultimele zile. Bianca și Andrei, întâlnire palpitantă în camera roșie. Împreună putem face lucruri frumoase. Aflați ce se va întâmpla între cei doi îndrăgostiți joi, 11 august, într-o ediție incendiară, de la ora 10 și ora 16 și 30 de minute, la Canal D. În ediția de miercuri au apărut noi tensiuni în casa fetelor, după ce Laura, noua concurentă, a oferit câte un cadou fiecărui băiat și la un moment dat a confundat-o voit sau nu pe Nicoleta, cu Natalia, fosta iubită a lui Sorin. Lucrurile s-au complicat deoarece Nicoleta s-a supărat teribil și a reacționat aprig, adresându-se tuturor celor din casă și atenționând că nu va mai permite nimănui să o confunde cu Natalia. În ediția de joi, în casa iubirii pare să se instaleze o atmosferă mai calmă și mai romantică, iar dragostea va pluti din nou în aer. Bianca și Andrei se vor întâlni în camera roșie, acolo unde vor încerca să-și rezolve neînțelegerile apărute în relația lor, mai ales de când a intrat în emisiune nouă concurentă, Laura, care se arată oarecum interesată de Andrei. Tânărului va mărturisi Biancăi faptul că împreună pot realiza lucruri frumoase, însă trebuie să existe încredere reciprocă. Și totodată, Andrei i-a explicat partenerei lui că nu a avut deloc intenția de a se apropia de Laura sau de a încerca să o cunoască, așa cum au făcut alți băieți. Împreună putem face lucruri frumoase. Mai departe n-ai de unde să știi, e o vorba de unde sare iepurele. Dacă era genul meu mă dădeam la ea că și ceilalți băieți, tu ar trebui să apreciezi, să zici, omul ăsta e gentleman, e galant, când vine o domnișoară, că tot se scoate aici ochii că Andrei e nu știu cum și nu știu ce. Andrei vrea să se poarte frumos, spune Andrei. Cine este Laura, noua concurentă din Casa Iubirii? Iată cine este băiatul care i-a atras atenția și cum a reacționat actuala lui partenera, Laura este noua concurentă din Casa Iubirii. Vizibil emoționată, tânăra a dezvăluit că a intrat în emisiune pentru un anumit băiat pe care vrea să le cucerească. Cine este Laura, noua concurentă din Casa Iubirii în ediția de luni a emisiunii Casa Iubirii? Băieții au avut parte de o surpriză de proporții în momentul în care Radu a fost chemat în camera roșie pentru a se întâlni cu nouă concurență intrată în competiție. Uluit că el a fost cel ales să meargă în camera roșie pentru o prima conversație cu nouă concurentă, Radu s-a emoționat teribil, mai ales că i-au fost acoperiți ochii și nu a reușit să-i vadă chipul. Cine este Laura, noua concurentă din Casa Iubirii? Iată cine este băiatul care i-a atras atenția și cum a reacționat actuala lui partenera, Laura este noua concurentă din Casa Iubirii. Vizibil emoționată, tânăra a dezvăluit că a intrat în emisiune pentru un anumit băiat pe care vrea să le cucerească. În ediția de luni a emisiunii Casa Iubirii, băieții au avut parte de o surpriză de proporții în momentul în care Radu a fost chemat în camera roșie pentru a se întâlni cu nouă concurență intrată în competiție. Uluit că el a fost cel ales să meargă în camera roșie pentru o prima conversație cu nouă concurentă, Radu s-a emoționat teribil, mai ales că i-au fost acoperiți ochii și nu a reușit să-i vadă chipul. Pe de altă parte, fetele au urmărit întregul moment pe monitoare și au fost surprinse de întâlnirea celor doi. De departe, cea mai afectată de imagini a fost Xenia, care de ceva vreme se află în cunoaștere cu Radu și speră că totul va decurge bine și vor forma un cuplu în cele din urmă. Cine este Laura, noua concurentă din Casa Iubirii? Laura are 25 de ani, este din Ploiești și în viața de zi cu zi este reprezentant de vânzări. Tânăra a dezvăluit că este o persoană deschisă și optimistă și speră că viața ei să capete un sens bun odată cu intrarea în emisiune, acolo unde va încerca să-și caute jumătatea mult visată. Toate fetele au fost curioase să afle dacă tânăra blondina a intrat special pentru Radu în Casa Iubirii. Cu emoții în glas, Laura a mărturisit că îi place de Radu, însă nu a intrat special pentru el și nu are de gând să îi distrugă actuală relație cu Xenia dacă totul va decurge bine între ei, ci va încerca să îi cunoască și pe ceilalți băieți singuri în competiție.
Astfel, Xenia se arată mult mai liniștită după mărturisirile făcute de Laura în fața tuturor. Întrebată cum și-ar dori să fie băiatul care îi va deveni partener, Laura a subliniat că își dorește lângă ea un partener responsabil, calm, iubitor, tandru, să-i placă și călătoriile pentru că ei îi plac plimbările în țară și peste hotare. Eu când am venit aici, am spus că îmi place de Radu. Și de asta am mers în camera roșie, dar nu am spus că vreau o relație neapărat cu Radu. Nu vreau să te superi pe mine. Stai liniștită că mi-a spus în camera roșie că e în cunoaștere cu ține, a spus Laura. După ce au văzut-o pe Laura, mulți dintre băieți au afirmat că este frumoasă și că are ochii superbi, însă Radu a părut foarte rezervat și distant, dând de înțeles că se dedică în continuare relației sale cu Xenia pentru a constata dacă se potrivesc sau nu și abia apoi va lua o decizie în privința Laurei. După gala de duminică, în care niciun concurent nu a fost eliminat, concurenții au avut parte de o surpriză de proporții, deoarece o nouă față și-a făcut apariția în Casa Iubirii. Dacă băieții au fost foarte încântați de intrarea noii concurente, celelalte fete s-au simțit oarecum amenințate de farmecul tinerei care a venit să-și caute jumătatea în cadrul show-ului matrimonial. Laura, noua concurentă din Casa Iubirii, mărul discordiei dintre Bianca și Andrei. Aflați ce se va întâmpla marți, într-o nouă ediție incendiară. Bianca, primele semne de gelozie după ce Andrei îi pregătește Laurei micul dejun. Aflați ce reacții se vor stârni în Casa Iubirii, marți, într-o nouă ediție, la Canal D. Bianca, primele semne de gelozie după ce Andrei îi pregătește Laurei micul dejun. Ce să fac? Să plâng. În ediția de luni, o nouă concurentă, Laura, și-a făcut apariția în Casa Iubirii, spre uluirea tuturor. Dacă băieții au fost plăcut surprinși de frumusețea noii concurente, în rândul fetelor s-au stârnit o serie de controverse. De departe, cea mai deranjată de prezența Laurei a fost Xenia, deoarece Radu a fost băiatul invitat în camera roșie. În ediția de marți, tensiunile se vor iscă din nou în casă fetelor, după ce Andrei îi va pregăti micul dejun noii concurente. Vizibil deranjată de gestul lui Andrei, Bianca va încerca din răsputeri să nu își arate sensibilitatea și tristețea. Mai mult decât atât, în clipa în care Kinga și Larisa vor merge în casă băieților, acestea îi vor spune lui Andrei la rugămintea Biancăi faptul că ea nu a fost deloc deranjată de cele petrecute la micul dejun și a fost indiferentă. Tot în ediția de marți a emisiunii Casa Iubirii, Andreea Mantea va afla despre schimbările apărute între Bianca și Andrei, care se aflau în perioada de cunoaștere, după ce tânărul a încercat să se apropie de Laura. Prezentatoarea TV i-a întrebat pe Bianca și pe Andrei dacă vor să schimbe partenerii de întâlnire. Rămâne de văzut dacă cei doi tineri vor accepta sau nu să-și schimbe partenerii de date sau vor încerca să meargă împreună la întâlnirea romantică și vor face pași spre o relație serioasă. De ce nu au fost difuzate imaginile cu Sorin înjurând staful în gala de duminică, din Casa Iubirii? Bună întrebare! Încă nu știm cu exactitate de ce, dar așteptăm, cel mai probabil o să apară zilele următoare în emisiunea Casa Iubirii. Posibil să aflăm informații noi, stați aproape de canalul acesta pentru a fi la curent cu toate informațiile Casa Iubirii și nu doar. Până atunci, trageți dumneavoastră concluzia. Una peste alta, urmărim și comentariile celor care urmăresc Casa Iubirii cu sufletul la gură. Mai exact, fanii emisiunii. Mimi ne spune că interesul cuplului Ionuț Larisa este pentru a câștiga de fapt cecul de 5.000 de lei, că în rest sunt praf în ochii celor ce vizionează emisiunea. Mimi mai spune că Larisa îi face pe plac lui Ionuț doar pentru aceste lucruri, despre Ionuț spune că este doar un pâlbâit. Cornel, spre exemplu, îl susține pe Ionuț și spune că Sorin este un zidar și are doar frustrări deoarece nu a luat banii. Cornel mai spune despre Ionuț că e cu multe clase peste Sorin, că deh, bucureșteanul are gândirea mai sănătoasă și altfel de comportament. Lenu spune despre Sorin că este un arogant, nesuferit, de când nu mai vede cecul în mână. Voi cu cine țineți? Lăsați-vă părerea, susțineți Sori sau Ionuț sau cu totul alt concurent din Casa Iubirii. Părerea dumneavoastră contează, vrem să vedem cine este mai susținut, facem un calcul pentru voturi. După cum știm, Radu și Kinga au avut replici acide în gala de duminică.
Ce mai vrea Kinga de la Radu? Nu înțeleg. Radu este într-o cunoaștere cu Xenia cumva, așa de Kinga caută doar ca, nu credeți. Îmi place replica lui Radu, din păcate sunt în cunoaștere cu altcineva. Auzi la el, din păcate, ce replică. Una peste alta, Radu intră în camera roșie și dansează cu noua concurentă Laura. Îmbrățișări tandre între el și noua concurentă, Xenia plânge și se vede că este supărată foc pe el.